Localnicii din Cușmir au fost șocați de violența furtunii care s-a abătut asupra lor. A plouat puternic timp de câteva zeci de minute. Precipitațiile și vântul dezlănțuit au distrus acoperișul mai multor case, iar autoritățile spun că pagubele sunt însemnate. Din cauza grindinei, suprafețele cultivate cu viță de vie au fost distruse și ele în proporție de 40%. Codul galben de vreme rea a durat doar 2 ore, dar furtuna a făcut ravagii. Copacii au fost puși la pământ, iar țigla a fost smulsă de pe acoperișuri.